toate, ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. La Dublu sau Nimic, în această dimineață, câștigați experiență, bani, dar și un curcan românesc de calitate de la Peneș Curcanul. Hai să vedem dacă Adriana din Breaza e alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună, Adriana! Bine ai venit, Adriana! Ce faci? Bine v-am găsit! Multe emoții. Nu mă așteptam să mă sunați. E, uite că s-a întâmplat. Te-ai înscris sau te-a înscris cineva? E, nu, m-am înscris eu. Deci trebuie mereu să te aștepți. Exact. Da, am avut și multe situații de concurenți care au fost înscriși de... Prieteni, rude, de copii. Rude. Și atunci surpriza a fost mai mare, dar așa, dacă te-ai înscris, știi cum e aia, nu participi, nu câștigi. Participi, poate câștigi. Corect. Uh-huh. Bine, Adriana, și ești acasă, la serviciu? Acasă. Uh-huh. Ai vreun sprijin în concurs? Nu. Un cățel, o pisică. Sunt singură. Uh-huh. Sunt pensionar. Ok, cățel, pensionară. Pisică. Găinușă. Poftim? Cățel, pisică, găinușă. Am un cățel. Un cățel. E bun, cum e îl cheamă pe cățel? Ralf. A, dragul de să ajuți. Poate e mai degrabă. Ham. E mare câinele, doamnă. Da, este un terier. Ai văzut un terier. Păi vezi că e terier pitic, dar e și terier mare. E de terier de ce talie? E un erder terier. Erderul, frumos câine. Îl știi? Da, pitic. Este. Nu e pitic, mă. Nu e pitic, e mare? E mare, mă. Facem research acum și cu siguranță vom avea o întrebare din zona asta într-o altă ediție. Mare. Adriana, 6 secunde, Adriana, astăzi. Au mai trecut emoțiile? Da. Nu știu ce să spun, nu cred. Mai sunăm și mâine? Și-mi dați și mâine un curcan? A, uite, vezi cine știe. Gătești? Gătești, presupun. Normal. Ok, mamă, câte lucruri bune se pot face din curcanul ăla. Mm. Începem? Gata, maestru. Hai, mult succes! Mulțumesc! Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Ne presează George din regie, doamna Adriana. Trebuie să începem concursul. Așadar, da, da. Pentru 100 de euro, să ne spuneți ce element al naturii este folosit de o centrală eoliană pentru a produce curent. Vântul. Na. Da. Nu. Ce să mai... Nu. De vremea, hai, elementul vânt răspuns corect. Prima 100 de euro a și venit. Mulțumesc frumos. Este. Adriana are 100 de euro deja și un curcan de 15 kg. Trebuie să ne spui ce facem cu banii. Mă opresc aici. Haide. Serios. Mm. Mă opresc aici, am emoții foarte mari și, sinceră să fiu, e foarte bine. Niciodată n-am câștigat nimic, păi 100 de euro și un curcan. E foarte bine. Ce ai lucrat, Adriana? Ce ai lucrat? Am fost inginer. Inginer. Inginer în ce domeniu? Chimist. Inginer chimist. Și la Breaza, ești din Breaza sau te-ai mutat la Breaza? Că sunt mulți bucureșteni în care s-au mutat la Breaza. Aveți nu, mult? Sunt din Breaza și am lucrat la Breaza cât a funcționat fabrica de aici și la pensie am ieșit de la Sinaia, de la Mefin. De la Mefin, de la Sinaia. S-a schimbat mult orașul, nu? Breaza, în ultimii ani. S-a schimbat și nu. Și nu prea. Bine. Adriana, eu mă normal aș fi spus să continui, că e ușoară și chiar e ușoară a doua întrebare, dar după ce am dat-o în bară recent într-o situație similară, mă abțin. Parcă nu-i mai vine. Te las pe tine să decizi singură dacă te oprești sau continui. Nu, mă opresc aici. Mulțumesc frumos. Felicitări, Adriana, ai 100 de euro și un curcan de 15 kg, dar nu ieșim din direct până nu ne spui și care e întrebarea ușoară de care vorbeai. Jucăm cu Adriana, hai, fii atent, pune fondul. Da? Adriana, în afara concursului, suntem curioși dacă ai fi răspuns corect. Da.
Adriana, întrebarea de 200 de euro era: în ce oraș se află Masa Tăcerii? Târgu Jiu. Asta. Era cu răspunsul... Mai bine că ai luat bănuții, 100 de euro e bună. Răspunsul la vedere. Și mai bun, asta e. Ok? Ok. Să nu-ți pare rău acum. Ai participat, ai câștigat. Da. Da, mulțumesc frumos. A fost decizia ta. Să-i faci și lui Ralf ceva din curcanul ăla. Categoric. N-am nicio grijă. Ai câștigat un premiu mare la propriu, să știi, Adriana. Un curcan de 15 kg de la Pene și un curcan românesc de calitate. Ajută la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge și la îmbunătățirea sistemului imunitar. Consumă carne de curcan românesc. Verifică originea pe etichetă. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în Deșteptarea la Europa FM.